Bă, în ultimul timp nu mai înțeleg ce s-a întâmplat cu YouTube Shorts-ul, având în vedere că eu am postat încă un clip, adică pe YouTube Shorts, de care am vorbit de chestia asta, de acest trend, și se pare că chiar a devenit un trend de la clipul meu. De fapt, nu chiar de la clipul meu, că poate era de mai mult timp, dar faza e că nu mi se pare ok ca tot foriul nostru să fie be like dacă nu-mi dai like și subscribe. Mă las de YouTube. Și muzica aia pe fundal enervantă. Deci mereu la fiecare clip găsești aceeași muzică, scuzați. Și nu mi se pare așa ceva normal. Adică tu, dacă nu știi să faci like-uri și subscribe-uri, asta nu arată că ești demn să faci YouTube. Adică, să fim serioși, lumea face chestia asta numai pentru subscribe-uri și like-uri. Atâta tot. În rest, nu fac altceva decât să cerșească de la oameni, și unii chiar îi respect, pentru că unii chiar au gândit foarte bine și îs pe aceeași parte cu mine, care mă susțin și au aceeași părere ca și mine că nu e ok chestia asta și trebuie să se termine. Și în al doilea rând, nu înțeleg cum de ajung toate clipurile astea pe For You și au sute, o grămadă de like-uri, să ne înțelegem. O grămadă de like-uri, 200, 300, 400, 1000, 2000, 3000, 4000, 500, de-astea. Adică, să fim serioși, frate, eu, gândiți-vă că eu, la clipurile mele, nici măcar 500 de like-uri nu pot să fac. Apoi, oamenii mei, numai intră pe YouTube Shorts, găsesc muzica aia enervantă, intră, o salvează, o bagă la favorite, după intră, filmează clipul, bagă cu muzica și scriu pe ecran: dacă nu-mi dai like și subscribe, mă las de YouTube. Și bam, 200 de like-uri, gata. Easy. Adică nu mi se pare nici ok la faza asta că oamenii se folosesc de chestia asta. Plus că e destul de enervant și... Da, sincer să fiu. Oricum, bă, eu nu mai suport trendul ăsta. Deci vă rog frumos să terminați, că nu sunteți nici amuzanți, nici oameni normali la cap, sincer să fiu, care să faceți lucrul ăsta. Pentru că, frate, pe YouTube nu trebuie să cerșești, trebuie să muncești, să postezi, să faci content pentru oameni, că așa faci subscriberi. Că cei mai mulți oameni care fac trendul ăsta e pentru că ei nu știu să facă content. Gândiți-vă, ei nu știu să facă content. Sunt doar copii din aia care au telefon din ăla Samsung Galaxy nu știu cât, din ăla slab rău, și după ei nici măcar nu știu de editat, de nimic, și nici de clipuri, și efectiv oamenii mei doar intră pe YouTube și găsesc muzica aia, o adaugă la favorite, intră, filmează clipul, scriu pe ecran: dacă nu le-ai și subscribe, mă las de YouTube. Bam, 200 de like-uri. Gen, n-ai ce să-i comentez, frate, chiar enerva în momentul ăsta. Și mereu, dacă intru pe YouTube Shorts, nu dau mai bine de 10 scrolluri, că deja mi-apare muzica aia și pe ecran același mesaj. Ceea ce, bă, lăsați-vă de chestia asta, că eu știu că faceți like-uri, dar sunteți chiar enervanți, frate, până la urmă. Și plus, nu mi se pare nici corect așa ceva și vă recomand să terminați odată și... Plus că așa, dacă e ceva, dacă e tot la trend, eu dacă îs copil ca voi din ăla, să nu zic cum, pot efectiv să fac și eu trendul ăla și bam, 500 de like-uri. Simplu! Înțelegeți? Adică chiar m-ați enervat, sincer să fiu, cei mai mulți care ați făcut trendul ăsta, și chiar nu o să zici amuzant, după părerea mea. Plus, pe foarte mulți oameni i-ați enervat și am început să mă uit la unele clipuri în care în comentarii lumea era ceva de genul: să nu mai facă trendul ăsta că e enervant sau altceva. Bă, sincer să fiu, acum vă zic un lucru. Eu nu știu dacă ăsta e neapărat trend, dar o bănuiesc că ăsta e sub la mie trend. Pentru că toată lumea postează asta și când postează asta înseamnă că e un trend. Înțelegeți? Plus că m-am săturat să mă mai uit pe YouTube Shorts și prefer mai mult TikTok, pentru că acolo sunt oameni mai normali la cap, sincer să fiu, decât pe YouTube Shorts, în care îmi apar copii de aia de 9 ani, care ba îmi fură clipurile, ba fură de la alții, după mai bagă și pe YouTube: dacă nu-mi dai like și subscribe, mă las de YouTube, bam, 200 de
like-uri, frate, ce e asta? Să fim serioși, chiar m-am săturat. Da, eu nu mai am ce să zic, asta a fost ce am avut de zis. Și vă zic un lucru, bă băieți, că să nu mai faceți clipuri de genul sau fete, că sută mie sunt și fete care au făcut trendul ăsta numai pentru like-uri. Nu mai faceți trendul ăsta, că nu se merită, frate. Adică voi păreți șmecheri pe YouTube că ați făcut nu știu câte like-uri. Și vă zic un lucru, dacă mai postați o dată și nu postați acel lucru, aveți o singură vizionare. O singură vizionare sau două, sau foarte puține. Plus că sunt și unii copii care de 9-8 ani pe YouTube Shorts românesc se dau șmecheri. Fără nimic, frate, fără nimic, dar dacă le scrie ceva în comentarii, ei nu știu să se uite în comentarii sau efectiv nici nu se uită. Și practică de coment degeaba, după părerea mea. Plus, și pentru ăștia care sunt copii din aia care se cred din aia tari că vezi, Doamne, noi suntem cineva în viața asta și tu ești nimeni, vă las un mesaj să terminați cu chestiile astea, că nu sunteți amuzanți. Și să vă lăsați de YouTube când aveți viața socială. Oricum, bă, eu vă las. A, da, am uitat să vă zic că fac partea a doua de la Q&A. Și am postat la comunitate acolo să lăsați întrebările și cine vrea să dea un coment acolo, o întrebare, ceva, îi mulțumesc. Oricum, like și subscribe, mersi mult și ne-o dat, hai, pa, vă las.